Trei tineri care își doresc o carieră în jandarmerie și care urmează cursurile școlii militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani își desfășoară până la jumătatea lunii februarie stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu. Cei trei au fost recrutați pentru instituțiile militare de învățământ în urmă cu 2 ani, iar acum se pregătesc să devină jandarmi. Am absolvit liceul teoretic Tudor Vianu în anul 2014 și încă de atunci mi-am dorit să urmez o carieră în jandarmerie. M-am pregătit, am susținut examenul la școala de subofițeri și l-am promovat. Sunt mândru că peste foarte puțin timp mă voi alătura colegilor jandarmi. Este pentru a doua oră când mă aflu în cadrul jandarmeriei Giurgiu. Anul trecut am desfășurat stagiul în domeniul ordinii publice, iar acum vom vedea cum se execută misiunea pe linie de pază și protecție instituțională. La jumătatea lunii februarie vom reveni la școală pentru continuarea pregătirii teoretice. În luna iulie anului în curs vom absolvi școala militară de subofițeri jandarm Grigore Alexandru Ghica Drăgășani. Atunci va avea loc și repartiția în funcție de mediile cu care vom termina școala. Sperăm să ne întoarcem în cadrul jandarmeriei Giurgiu, deoarece ne-am obișnuit cu echipa pe timpul stagiilor de practică pe care le-am efectuat. În perioada stagiului de practică, aceștia vor urma un program de acomodare, fiind repartizați în cadrul structurilor de pază și protecție instituțională. Cu acest prilej, viitorii jandarmi au posibilitatea să pună în practică noțiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs, aceștia fiind îndrumați de tutori jandarmi cu experiență în activitatea profesională pe întreaga perioadă. Este cel de-al doilea an în care acești elevi sunt prezenți în cadrul inspectoratului, anul trecut în perioada 8 iunie-17 iulie, fiind în practică în domeniul ordinii și siguranței publice.